Mana, dușmanul legumicultorilor, și-a făcut apariția și în această vară. Este boala cea mai frecventă care apare la castraveți, tomate sau ceapă și cauzează adevărate ravagii, atât în sere și solari, cât și în câmp. Grădinarii reghineni spun că unele plante sunt afectate, fapt ce ar putea influența recolta de roșii din acest an. Se aude că se strică la mulți oameni, nu știu. La mine nu se strică, încă mulți am Dumnezeu că arată bine, dar știm Dumnezeu cum și mai încolo, nu știu. Ce le poate afecta? Păi ploile astea care era ploi și după imediat soare. Ai mană curată, noi așa știam de copii. Când îi ploi, după imediat îi soare, ai mană curată. Aia le strică mie tare, altceva n-are să le strică. Eu fac de 18 ani, deci dacă știi să faci, faci. Dacă nu știi, nu. Deci la mine vin mulți cu ce să trateze, ce la mine totul e tratat ecologic, bio, dar tot degeaba. Au fost foarte multe și frumoase, dar ploaia le-a atacat acum. S-a mai întâmplat așa ceva în anii trecuți? Anul trecut nu, că a fost seșetă. Dar când plouă așa, ne vin ploi din astea cu sore, atunci le atacă. Specialiștii spun că apariția și evoluția acestei boli este favorizată de precipitații dese, urmate de o perioadă cu cerul acoperit, aer cu umiditate crescută și temperatură cuprinsă între 10 și 25 de grade Celsius. Dezvoltarea bolii este favorizată de nopțile răcoroase și zilele calde cu ceață și rouă. Atacul manei se manifestă pe frunze, tulpini, flori și fructe. În câmp, primele simptome apar pe frunzele de la bază, sub forma unor pete de 3 până la 15 mm. În câteva zile, frunzele atacate se usucă și putrezesc. Foarte frecventă și păgubitoare este și forma de atac pe fructe, care sunt infectate începând cu primele faze de dezvoltare, până aproape de maturare. Până la această oră, în zona noastră, recolta este mulțumitoare, spun producătorii, iar prețul tomatelor a scăzut până la 2 lei și 50 de bani kilogramul, valoare la care multora le convine să cumpere pentru a face bulion. Am roșii de vânzare, roșii de grădină, fără solare, la 3 lei le-am lăsat numai ca să meargă, că se copt acum bine, multe, și ca să nu rămâu cu ele, le-am lăsat la 3 lei. Dacă e de bulion mai multe și cu 2,50 am dat. Credeți că va mai scădea prețul? Da, dar o scăzut foarte mult. De grădină 3 lei și cu 2,50 le lăsăm ca să nu le mai ducem înapoi. Se cumpără de bulion? Da, de acum. Că de acum încet mai să roșească el de grădină. Ca să nu rămână fără roșii, cei care le cresc în grădini sau în solarii au diverse metode de a lupta împotriva manei. Descoperite la timp, aceasta se tratează și poate fi împiedicată să se extindă la alte plante.